Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! În acest weekend a avut loc un incendiu la o cabană din municipiul Vulcan. Începând de astăzi se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței. Și cetățenii din municipiul Petroșani, din partea de nord, vor avea restricții furnizarea apei potabile miercuri 12 octombrie. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Peste 5 ore s-au luptat pompierii în noaptea de sâmbătă pentru a lichida un incendiu izbucnit la o cabană din municipiul Vulcan. Din fericire, nu au existat victime, însă o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza unui atac de panică. La misiune au participat pompierii gărzii de intervenție Lupeni cu o auto specială de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurt, pompierii detașamentului Petroșani cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și echipajul smurt Vulcan. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la acoperișul clădirii și la mansarda acesteia, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Echipajele operative au acționat în forță, din interior, pe mai multe direcții, incendiul fiind localizat și mai apoi lichidat, iar 75% din suprafața clădirii a fost salvată. În momentul izbucnirii incendiului, în locuință nu se afla nimeni, însă o persoană aflată în zonă a suferit un atac de panică și a fost asistată medical de către paramedicii smurt, fără a fi necesar transportul acesteia la spital. Cauza probabilă a declanșării incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit. Vești bune pentru cetățenii municipiului Petroșani cu venituri mici. Începând de astăzi, cei care îndeplinesc condițiile pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie. Vor putea beneficia de ajutor pentru încălzire și supliment pentru energie familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare sunt de până la 1386 de lei per persoană în cazul familiei și de 2053 de lei în cazul persoanelor singure. La Petroșani, anul trecut, am avut aproximativ 400 de persoane care s-au încadrat la acest ajutor. Probabil că și anul acesta vor fi tot în jur de 400 de persoane. E vorba de ajutorul de încălzire cei care se încălzesc cu lemn, curent electric sau gaz metan, în funcție de veniturile pe care le au și criteriile care sunt trecute în lege. După ce își depun dosarele, beneficiază de aceste sume. Au fost stabilite și cuantumurile oferite ca ajutor pentru încălzire, dar și pentru suplimentul de energie. Sunt cuantumuri trecute în lege, dar, repet, cuantumurile sunt în funcție de veniturile pe care le are persoana respectivă. De exemplu, la lemn este undeva între 32 de lei și 360 de lei ajutorul pe lună, repet, în funcție de veniturile pe care le au. Dar vă pot da un exemplu, persoanele care beneficiază de venitul minim garantat. Anul trecut au primit pentru cele 5 luni de iarnă aproximativ 1600 de lei ca și ajutor de încălzire. Cererile se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială Petroșani, etajul 1, camera 7, de luni până joi. În data de 12 octombrie, partea de nord a municipiului Petroșani va fi afectată de o restricție în furnizarea apei potabile. Motivul? Lucrările de reparație a unei conducte de fontă, ce necesită o intervenție cât mai rapidă. E în discuție blocul 57 din Petroșani, unde acum o săptămână era o lucrare programată de către constructorul care va implementa scada pe tot apa servu, presupunea montarea unui debitmetru și a unei vane regulatoare de presiune. La inspecția primară, să vadă dacă este conform proiectului, s-a lovit conducta de fontă, care a început să piardă apă. Nu e o cantitate foarte mare, dar având în vedere faptul că acea conductă este o conductă, nu mai avem în Valea Julie, este o conductă de fontă de 600, deci dintre primele conducte din care au alimentat cu apă partea de Petroșani, ca să-și monteze echipamentele noi, e nevoie de două piese de cuplare care constructorul le aduce din import, lucru care a făcut ca să amânăm această intervenție până miercuri. Miercuri
la această intervenție se presupune, pentru finalizarea acestei lucrări, este nevoie de restricție totală pe tot ce înseamnă Petroșan Nord, de la zona ANAF până în zona judecătoriei. Motiv pentru care în perioada asta a fost, să zic așa, un disconfort, că vedeam că apa curge, dar apa a fost dirijată în apropiere, nu a fost afectată alimentarea cu apă a populației, nu a fost afectată presiunea în zona respectivă, doar simplu fapt că a fost, să zic așa, chiar în mijlocul orașului acea pierdere de apă. Deci restricția va avea loc miercuri, între ora 8, ora 22, moment în care, odată cu montarea celor două echipamente noi, se va elimina și această pierdere de apă. APASERV roagă toți utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistat alimentarea. S-a dat startul sezonului de murături, iar petroșenenii își pregătesc cu grijă cămara pentru iarnă. Astfel, începând de astăzi, în Piața Victoriei din Petroșani, au apărut și primii comercianți de varză. Numărul de vânzători de varză va fi mai mare față de cel de anul trecut. De astăzi au început, practic din 15 o să vină mai mulți. Noi am pus la dispoziție 20 de locuri, am suplimentat cu 2 locuri față de anul trecut. Așteptăm din 15 să vină mai mulți. Sunt din mai multe zone, avem și din Oltenia, avem 5 producători care trebuie să vină din 15. Vânzătorii și așteaptă deja primii clienți care cumpără varza fie pentru consumul zilnic, fie pentru a o pune la conservare. Prețurile pleacă de la 2 lei și poate ajunge până la 2,50 lei în funcție de câte mașini sunt aici. Momentan lumea doar se informează, vânzările încep de pe 15-20 încolo. Sunt două tipuri de varză, plată și rotundă. Pentru iarnă, la murat, pentru sarmale, pentru casă. Creșterea prețurilor la legume se resimte în continuare. Motivul pleacă totul de la motorină, scumpiri, curent și așa mai departe. În momentul de față, cererea de varză este mai mică în comparație cu cea de anii trecuți. Da, au fost acceptabile. Au fost destul de bune. Momentan sunt care vin și pun și la ora actuală. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!